în care au câștigat o singură dată. Între dintre nici măcar n-au dat gol. Minge în careu, gol! 2-0 pentru Cluj. Și zarurile au fost aruncate. Eilie. Bucurie enormă. Bucurie enormă pentru că a scăpat Clujul de o deplasare foarte dificilă. Este al doilea gol pe care îl reușește Florin Ilie în acest sezon de Liga a doua. A mai marcat împotriva Petrolului din nou. Se lasă cu scandal. Din nou Balamuc, spaniolul Alarcón. A jucat puțin și este nervos. Bine, sunt supărați clujenii pentru că din partea galeriei steliste au zburat multe obiecte. Beluza Sud rugată să nu întrerupă meciul. Haideți să vedem încă o dată faza. Lovitură de colț și nici măcar n-a fost un gol cu capul, a fost cu piciorul. Erau trei jucători care făceau marcaj la Costinel Gugu, la celălalt fundaș central. Îl văd pe Rareșenceanu admirând de undeva din spate pe Florin Ilie, admirându-l în timp ce acesta făcea 2-0 și zic eu reușea să aducă cele 3 puncte. A reușit să aducă cele 3 puncte Clujului. Are și un cartonaș roșu. Oare? Nu, e un galben pe care îl vede Alarcón. Mai avea un galben Bărbulescu. Așa că pleacă la cabine mult mai repede.